Am venit cu o soluție care sper să fie acceptată, să fie desemnată pentru a putea forma rapid un guvern, așa fel încât până la 15 ianuarie să adoptăm bugetul, cel mai târziu. Această propunere este o persoană pe care o cunoașteți, Sevil Şaideh, a fost ministrul dezvoltării, am lucrat cu mine ani de zile, a lucrat cu mine nu numai Ministerul Dezvoltării, dar din poziția mea de viceprim-ministru am lucrat împreună la toate dosarele guvernamentale și cunoaște activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală.